Bună ziua, Părinte! Doamne ajută! Suntem în biserica din Bogata. Da. Când a fost construită biserica asta? Nu există o dată exactă a construirii ei. A fost o casă care s-a renovat. S-a cumpărat prin anii 85-86 și s-a modificat înainte de Revoluție. Iar după Revoluție s-au continuat lucrările, ajungându-se la forma care e acum. O întrebare, cam câți senori așa aveți? Ca și suflete, zice. Suflete, familii, cum vreți să-mi spuneți? Spre 600, 500 și ceva de suflete, în jur de 200 de familii. Sunt mulți, foarte mulți plecați în străinătate, mai ales în spate. Sunteți părintele? Căbulea Mircea. Vă mulțumesc că mi-ați dat voie să fotografiez, să filmez la dumneavoastră în biserică și sper să placă și la cei din străinătate când o să vadă acest filmuleț. Noi cu plăcere vă așteptăm de fiecare dată și dorim ca atât dumneavoastră cât și alții care intrați aici să aveți un moment de reculegere plăcută și un gând spre Dumnezeu de fiecare dată. Eu îi salut pe toți cei care vor vedea aceste imagini, le doresc o viață cu multe împliniri și mai ales vorba părintelui Ilie Cleopa, mânca vă raiul. De acord, părinte, mulțumesc!